Salut, eu sunt Doru și bine v-am găsit la un nou episod. Deci, cum v-am zis, astăzi o să fac episodul al patrulea cu farse nebune la telefon, deoarece am acumulat deja foarte repede cele 30 de like-uri, care vi le-am zis să mi le lăsați la episodul celălalt cu farse. Și aș vrea ca la acest episod să strângem 60 de like-uri și eu o să fac următorul episod, deoarece la celălalt episod cu farse am strâns deja 60 de like-uri, așa că este posibil să strângem și la acest episod 60 de like-uri. Așa că nu ezitați să mergeți să dați un like, să strângem cele 60 de like-uri cât de rapid să pot să fac și următorul video. Bun, deci nu trebuie să vă zic în fiecare video cu farse, eu iau numerele la întâmplare. Sper să avem câțiva care să răspundă, pentru că nu am mult timp la dispoziție să filmez. Deoarece acum am ieșit de la școală, deja am nimerit unul. Acum am ieșit de la școală și da, nu prea am timp. Că am ieșit la 1 și am un pic de timp, dar nu prea am. Da, balanță, este momentul. Mi-au dat. Bun, deci o să opresc, o să pun pe pauză la fiecare număr de telefon încheiat, după ce am sunat, la fiecare telefon, ca să nu treacă mult timp. Alo? Alo. Alo, bună ziua. Bună ziua. Alexandra la telefon? Nu, greșeală. Vai, iubire, dar am crezut că ești tu. Te iubesc. Alo? Maică. Da, dar nu mă auzi. Iubire. Nu, iubire, du-te, deci iubire. Deja trei numere nimerite unul după altul, asta este bine. Alo? 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 N-ați văzut un calmar, domnul? Domnul, nu m-a auzit. La cine e la telefon? Alo? Na, nu mă aude, închid. Alo? Da? Alo, bună ziua! Bună ziua! Aveți cea mai mare super ofertă de câștigat la o promoție de la Pepsi. Lăsați. Nu vreți? La revedere! Hai că mai nimeri număr, hai. După încă trei încercă. Nu știu dacă o să fac acest episod lung, pentru că, cum v-am zis, nu prea am timp. Alo? Alo, bună ziua! Bună ziua! Aveți cea mai mare super ofertă de câștigat? Nu, nu trebuie nimic de câștigat, mersi mult! Bine, cu plăcere, la revedere! Deci, s-a întâmplat o chestie și acum trebuie să lipesc videourile. Mi s-a închis primul video, dar acum fac al doilea și o să le lipesc. Când o să le editez, o să vedeți și voi, o să pun tranziții și o să vă dați seama. Bun, deci, să vedem dacă mai nimerim numere. Sună? Sau cum s-a auzit? Da? Alo, bună ziua! Da, ce faceți? Cine la treabă? Aveți o ofertă de câștigat. Super mare ofertă. Ce super mare? Trebuie să-mi răspundeți doar la 5 întrebări. Și aveți, aveți oferta să câștigați 10.000 de lei. Nu doriți? Nu doriți? Alo? Alo? Bun, hai că am mai nimerit un număr. Trebuie să răspundă. Ai accesat mesageria? Alo, bună ziua! Aveți o ofertă de câștigat de la Coca-Cola pentru dumneavoastră. Mă numesc Vlad și aveți o ofertă foarte mare să câștigați. Trebuie să-mi răspundeți doar la 5 întrebări.
dacă doriți să participați. Altă dată. Altă dată cu nume și am să răspund la cele. Da, dar noi nu avem să sunăm cu număr normal, pentru că poate să întâmplă ceva incidente înapoi, adică poate să sună înapoi cu număr ascuns. Da, am înțeles. Bine, la revedere. Bine, la revedere. Alo? Da? Bună ziua! Bună ziua! Aveți ofertă de câștigat. Bun, deci asta cred că o să fie penultimul număr de telefon la care sunt, pentru că mai am doar 5 minute la dispoziție să filmez. Ai accesat mesagerie? Alo? Alo? Bună ziua! Aveți ofertă de câștigat de la, din Ungaria direct. Special. Mivon. Cine a să Nem Sobod. Alo. No, fiom. No, eu von. No, mici n-ați fiom. Alo. Alo. Kibe beszélek? Nem szabad. No. Bun, deci cam atât a fost asta. Acum am prins un guroică la telefon. Deci ia uitați. Mi-am mai luat încă unul de ăsta. Deci se vede ea. Deci este un vitamin A. Cu asta este mai bun pentru că are aici Pear and Blueberry. Cred că se vede foarte, foarte bine. Aici Pear and Blueberry. Aici, uitați. Deci este cu pere și fructe de pădure, asta este foarte bun. Deci are magneziu, se vede mâg. Bun, și am prins un guroic acum la telefon. Bine, știu și eu câteva cuvinte în maghiară, să zic așa, dar un pic așa, că prima dată când am răspuns au zis igen și mi-am dat seama că e un guroic. Bun, deci cam atât a fost azi. Nu uitați să dați un like la acest episod, să strângem 60 de like-uri și eu voi face a 5-a parte cu farse. Să dați un share pe Facebook pentru că mă ajută foarte mult. Am ajuns la 550 de abonați pe acest canal. Mă bucur enorm, enorm de mult. Am făcut 50 de abonați în 3 zile și mă bucur foarte mult. Și cei care sunt noi pe acest canal, nu uitați să vă abonați pentru că o să apară foarte multe videouri interesante. Ok, deci cam atât a fost azi. Cu voi a fost Darius și noi ne revedem la următorul video. Pa, pa!